Sănătate este tot ce-și dorește Moș Gheorghe Ștefan la cei 101 ani împliniți. Bătrânul spune că nu-l doare nimic, dar că l-au părăsit puțin puterile și auzul. La 100 Mulțumesc. De ani, Moș Gheorghe urca scara în pod. Acum nu prea mai poate, dar mișcare tot face. Dă cu mătura prin casă sau culege buruieni din grădină pentru animale. Ce vă doriți dumneavoastră la vârsta asta? Ce dorințe aveți? Sănătate! Cum vă simțiți la 101 ani? Bine! Mai puteți să faceți treabă prin curte? Fac! Fac, încet așa fac. Ce faceți? Ei, mătur, curăț prin grădină, iarbă, fac eu, fac mișcări ca să mă simt bine. Dar vă doare ceva? Nu mă doare nimic. Născut în perioada primului război mondial, Nea Gheorghe nu l-a ratat pe cel de-al doilea. A fost funcționar și a lucrat și la primărie. În 2001 a trecut și printr-un atac cerebral, în urma căruia a rămas paralizat complet, dar din care și-a revenit apoi miraculos. Secret vieții sale longevive este echilibru, spun fiul bătrânului și apropiații. A fost un om muncitor, a fost un om care n-a depășit anumite limite, a fost un om care n-a abuzat. Care este secretul acestei... Păi secretul cred că și-a dus o viață normală, o alimentație rațională din propria grădină, atât legume, fructe, carne, păsări și așa mai departe și nu a abuzat. Ne-a ajutat și cu sfaturi bune și cu ce s-a putut ca vecini și ca unchi și ca moș de cununie. Totdeauna a fost un om agil, un om energic și se pare că totuși a avut o traiectorie. Moș Gheorghe speră să mai treacă ani și să ajungă într-o zi cel mai bătrân om din Mehedinți.